Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe, la declarațiile de presă susținute de Ministrul Român al Afacerilor Externe, domnul Teodor Meleșcanu, de Ministrul Energiei, domnul Toma Florin Petcu și Vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă și Directorul Administrației Naționale pentru Energie din Republica Populară Chineză, domnul Nur Bekri. Dăm acum cuvântul domnului Ministru Meleșcanu. Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe. Este o mare onoare pentru mine să salut prezența în România a domnului Nur Bekri, vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, director al Administrației Naționale pentru Energie a Republicii Populare Chineze. De asemenea, vreau să salut și prezența alături de noi a domnului ministru Toma Petcu, ministrul Energiei din România. Vizita domnului Bekri are o dublă dimensiune pentru noi. Pe de o parte, sigur că se urmărește continuarea dialogului și dezvoltarea dialogului politic româno-chinez cu accent asupra uneia din domeniile cele mai importante ale cooperării bilaterale. Este vorba, de fapt, despre energie. Și pe de altă parte, cel de-al doilea obiectiv este participarea la conferința ministerială și forumul de afaceri în sfera energiei, organizat în premieră de țara noastră, în cadrul platformei de cooperare China-Europa Centrală și de Est, cunoscută de obicei sub numele de 16+1. Ar vrea să punctez pe scurt câteva elemente privind întâlnirea pe care am avut-o cu domnul Bekri împreună cu domnul ministru Petcu în această dimineață. Discuțiile noastre au evidențiat, odată în plus, interesul deosebit al autorităților de la București și Beijing de a continua eforturile dedicate promovării colaborării bilaterale în ansamblu, în spiritul legăturilor tradiționale apropiate dintre țările și popoarele noastre, al parteneriatului strategic de prietenie și cooperare dintre cele două țări. Privim cu mult interes spre anul 2019, când țările noastre vor celebra 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și 15 ani de la lansarea parteneriatului amplu de prietenie și cooperare. Împreună cu colegul meu, domnul ministru Petcu, am reiterat întreaga deschidere a Guvernului României pentru intensificarea dialogului politic, extinderea și diversificarea relațiilor economice și, nu în ultimul rând, aprofundarea legăturilor interumane, a colaborării culturale și educaționale. Am pus un accent deosebit pe interesul major al părții române pentru dezvoltarea cooperării economice cu China, energia și infrastructura fiind doar două dintre domeniile cu un potențial relevant. Totodată, m-am referit la obiectivele de creștere a exporturilor românești pe piața chineză, precum și de dezvoltare a turismului. Am subliniat importanța pe care România o acordă unei implicări active în formatul 16+1, reflectată în mod clar de cele două evenimente menționate anterior, conferința ministerială și forumul de afaceri, despre care o să rog pe domnul Petcu să ne spună câteva cuvinte. De asemenea, am arătat că România este foarte interesată de participarea la proiecte în cadrul inițiativei Noilor Drumuri ale Mătăsii, promovate de China, și care vizează dezvoltarea conectivității între Europa și Asia. Obiectivul nostru este susținut atât de poziția geografică, precum și de facilitățile de care dispunem, și aș menționa doar pe scurt portul Constanța, Dunărea, canalul Dunărea-Marea Neagră, care formează împreună una din cele mai competitive căi comerciale înspre estul Europei și către partea sa centrală. Îmi face plăcere să dau acum cuvântul domnului Nur Bekri pentru a ne prezenta evaluările sale după întâlnirea de azi și după aceea o să dau cuvântul domnului ministru Petcu cu permisiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc. You have the floor.
Thank you. 尊敬的梅莱什卡农部长、佩特夫部长、各位新闻媒体的朋友们，大家上午好。这个中国与中东国家近年来呢，在十六加一框架下，在各领域合作呢快速推进，特别是能源领域的合作呢不断的深化。我很高兴这次应两位部长的邀请，率团参加本次中国中东能源博览会及论坛。我们对这次博览会及论坛高度重视，组织了国内呢中国国内近20家能源企业和相关方面到布加勒斯特参会。本次博览会及论坛呢即将召开，我想呢这得益于罗马尼亚政府和中东其他国家的进行准备和大力支持。大家知道今年是十六加一合作5周年，那么本次博览会及论坛是中国中东欧能源项目对话与合作中心成立以来的首次期间性的活动，将为第6次中国中东欧领导人会晤贡献能源领域的重要成果。我们相信在中国和中东欧国家领导人的关心支持和战略指引下，我们将充分发挥上述机制和平台的协同作用，为十六加一能源合作谋篇布局、规划方向。中国国家能源局将和罗马尼亚和其他中东欧国家的同行们一道进一步加强水电、核电、可再生能源、油气、煤炭等领域的深入交流，促进务实合作，共同为创建清洁低碳、安全高效的能源体系而努力。正如各位媒体朋友所知，中国共产党第19次全国代表大会不久前刚刚胜利召开，宣布中国特色社会主义进入了新时代，将在2020年全面建成小康社会的基础上，乘势而上，开启全面建设社会主义现代化强国的新征途。那么，随着全球化进程的不断加速，中国的发展和世界发展可以将是同呼吸共命运。中国将秉持共商共建共享的原则，推动一带一路建设。我们相信本次大会不仅将推动中国中东欧国家的友好与合作进一步深化，也将为十六加一能源合作务实发展带来新的机遇。谢谢大家。Mulțumesc foarte mult, Sese. O să-l invit pe domnul Petcu acum să ne spună câteva cuvinte. Excelență, domnule ministru, stimați reprezentanți ai mass media, este o mare onoare pentru România să găzduiască un eveniment de o asemenea învergură. Prima conferință ministerială din țara noastră, în cadrul formatului de cooperare China, Statele Europei Centrale și de Sud-Est, formatul 16+1. Suntem onorați de asemenea și de prezența în țara noastră a delegației chineze, condusă de excelența sa, Nurbe Cri, vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă și directorul Administrației Naționale pentru Energie. Prin inițiativa Guvernului României de a-și asuma coordonarea domeniului energetic în cadrul formatului de cooperare 16+1, vrem să întărim că țara noastră poate fi o țară lider în domeniul energiei în Europa Centrală și de Est. Credem că această regiune se poate dezvolta foarte mult în următoarele decenii, în sectorul energetic, devenind o zonă mult mai independentă și mai interesantă pentru investitori. Sigur, acest lucru poate fi atins în primul rând prin eforturile noastre ale statelor din această zonă. Ori din acest punct de vedere, prezența aici, în capitala României, a 16 state europene și China, poate fi un pas înainte în privința cooperării în această direcție.
Desigur, pentru a reuși avem nevoie de parteneriate, de investiții și de know-how și tehnologii. De asemenea, prezența companiilor din statul chinez poate facilita în cadrul reuniunii discuții aplicate și concrete privind proiecte în domeniul energiei. În opinia mea, aceste două zile de discuții sunt o ocazie pentru dialog deschis între companiile prezente și decidenții din statele centrale și este europene. De aceea avem speranța că întregul efort diplomatic și economic va pune bazele aici în România a unor posibile viitoare proiecte care să crească siguranța în alimentare cu energie și stabilitatea zonei centrale și este europene. În ceea ce privește România, știți foarte bine că avem în faza negocierilor, împreună cu partenerii noștri chinezi, două proiecte pentru țara noastră. Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și termocentrala Mintea pe Lignit. Ambele sunt proiecte strategice majore pentru România, care odată dezvoltate vor avea un impact la nivel național, dar nu în ultimul rând regional. Am deblocat împreună cu partea chineză negocieri în ambele cazuri și le-am accelerat. Chiar în marja acestei reuniuni, echipele de negociere româno-chineze au avut întâlniri zilnice timp de o săptămână. De altfel, în luna septembrie, aceleași echipe de lucru au discutat timp de 3 săptămâni aspecte legate de acordul investitorilor și viitoarele companii de proiect. Ca să vă faceți o idee despre intensitatea cu care lucrăm, pot să vă spun că echipele de negociere au avut în ultimile 3 luni mai multe runde de discuții decât în ultimii ani la un loc. Dorim să realizăm aceste două proiecte cu partenerii din China, datorită ariei de expertiză și capitalului de care dispun cele două companii implicate în negocieri, CGN și China Huadian Energy. Sunt multe lucruri de făcut în sectorul energetic românesc, de aceea cred că având la aceeași masă toate statele din regiune și China, putem identifica noi oportunități de colaborare în acest sector vital pentru noi toți. Vă mulțumesc și sunt convins că o să avem o reuniune foarte bună. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, declarațiile de presă s-au încheiat. Vă mulțumim pentru prezență, vă dorim o zi bună în continuare.